Să deschidem Sfânta Scriptură, Cuvântul Domnului. Epistola către Romani, capitolul 8. Și vom citi versetele 28 până la versetul 39 inclusiv. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără de plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va separa, ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Pentru creștinii tradiționali, sărbătoarea suferințelor, a morții și învierii Domnului Iisus Hristos este un sezon al tradițiilor. Oamenii se întrec mai care mai din care cu tradiții și obiceiuri care mai din care. Comercianții fructifică această idee, această perioadă specifică a anului și fac afaceri bune. Dar pentru noi oamenii credincioși, pentru creștinii evanghelici, sărbătoarea suferințelor, a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos înseamnă esența Evangheliei. Suntem evanghelici pentru că credem în Evanghelie. Suntem evanghelici pentru că suntem preocupați de esența ei, de miezul ei, de valorile ei fundamentale. Și din acest motiv, prea iubiților, vă invit în aceste momente să ne apropiem inima de cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât valorile de bază ale cuvântului lui Dumnezeu, ale revelației scrise pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o în această sfântă carte, să intre în inima noastră, să rămână acolo înmagazinate și să producă un mod de viață după voia lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne și ajută-ne la aceasta. Slăvit să fie Domnul! Noi credem, convingerea noastră fermă este că Dumnezeu are pentru noi, pentru viața noastră, pentru existența noastră, pentru fiecare dintre noi, un scop bine determinat. Noi trăim în această lume pentru că suntem creați de Dumnezeu și El ne-a creat cu un scop bine determinat. Scopul Său, foarte clar în Sfânta Scriptură, este cel de a ne duce în glorie. Dumnezeu dorește
să împărtășească, să împartă cu noi gloria lui de Dumnezeu, gloria sa divină, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură în versetul 29 pe care l-am citit. În primul rând, da, prima etapă a strategiei lui Dumnezeu de a duce oamenii în glorie este preștiința sa. El cunoaște pe oamenii mai dinainte. În calitatea sa de Dumnezeu, el este atotștiutor și cunoaște viața, cunoaște starea, cunoaște comportamentul fiecărui om mai dinainte. Preștiința lui Dumnezeu este prima etapă a salvării și strămutării oamenilor în glorie. A doua etapă este hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu. În termeni teologici aceasta se numește predestinare. Predestinarea este tema teologică de care se tem teologii, pentru că niciunul dintre oameni încă nu a putut-o explica satisfăcător și nici n-am să mă apuc să fac lucrul acesta în seara aceasta. Nu știu cum și nu înțeleg destul de bine, v-am spus de la început. Probabil că nu e bine un predicător să spună că nu știe și nu înțelege, nu? Predicatorii trebuie să predice ceea ce știu și ceea ce înțeleg. Sunteți de acord cu asta? Dar uitați-vă că mai este câte unul sincer din când în când. Da? Nu știu cum și nu înțeleg. Cum, după ce criterii și în ce mod, dar Dumnezeu suveranul a hotărât mai dinainte, a predestinat, a stabilit El însuși mântuirea mea, strămutarea mea în glorie și strămutarea ta în glorie. Nimeni dintre oameni nu-L poate cumpăra pe Dumnezeu. Niciun om nu poate determina pe Dumnezeu să ierte păcatele sau să-L accepte, să-L primească în împărăția cerurilor. Lui îi aparține decizia finală, slăvit să fie numele Lui. Sfânta Scriptură ne spune că El a hotărât mai dinainte preștiința lui Dumnezeu și apoi predestinarea lui Dumnezeu. Cea de-a doua etapă ne duce în glorie. Cea de-a treia etapă, în versetul 30, pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a predestinat, adică i-a și chemat. Chemarea lui Dumnezeu este o altă etapă a strămutării, a transferării oamenilor din lumea aceasta decăzută în gloria cerească. Dumnezeu cheamă pe oameni și chemarea lui Dumnezeu este personală, chemarea lui Dumnezeu este specială, chemarea lui Dumnezeu este divină, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Apoi, cea de-a patra etapă este justificarea. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Sfânta Scriptură ne spune foarte clar că mântuirea noastră, împăcarea noastră cu Dumnezeu se bazează pe faptul că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, ne-a justificat, ne-a absolvit de vina noastră personală, punând contul nostru de păcate în dreptul Domnului Iisus Hristos pe crucea Golgotei. Iată de ce sărbătorim suferințele, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a justificat. Iar cea de-a cincea etapă a strămutării oamenilor muritori din lumea aceasta în glorie este descrisă de Sfânta Scriptură, de Apostolul Pavel, ca și întoarcere a oamenilor în glorie, glorificarea sau proslăvirea. Pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit, i-a și glorificat, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ca orice om păcătos din starea de păcat să ajungă în glorie. Și de aceea El ne-a oferit acest plan, această strategie prin care avem posibilitatea să ne împăcăm cu El.